Salutare tuturor, bine ați revenit la Istoria cu Virgil. Astăzi ne așteaptă episodul pentru care probabil am fost adus în TVR ca anul centenarului, na? că altfel rămâneam în fundul internetului, mai vedeați voi mândrețe de boia la TV? Păi nu, sau da? Oricum, vorbim astăzi despre primul război mondial și cum se poate altfel Unirea cea Mare din 1918. Se fac peste câteva luni 100 de ani de la evenimentul cel mai important al țării noastre. Pe 1 decembrie o să ascultăm la muzică populară, o să aplaudăm la paradă și o să mâncăm la fasole cu ciolante, o să ne pleznească burțile, în amintirea acelei zile în care România a atins apogeul întinderii sale. Vitejie, tactică, glorie strămoșească, numai în termeni din ăștia ai prezentat unirea în cărțile de pe care am învățat eu cel puțin. Nu zice nimeni de nerespectarea alianțelor, erori politice și norocul chior prin care s-a întâmplat toată treaba asta, pe care o apreciez, nu zic că nu, dar nu e normal să știi realitatea decât să alegi din meniu numai acest convine și dă bine la mândria nefondată a poporului? Bă, eu cred că da. Așa că, încă înainte să mă înjurați, eu vă avertizez că episodul de azi e mai mult o analiză critică a Marii Uniri decât o defilare de onoare cu confetii și artificii. Ce s-a întâmplat de bine? Știm cu toții că asta mereu e scos în față. Dar parcă românul nu vrea să accepte că a mai și greșit, că aia e, n-am știut mai bine, asta a fost, și să-și asume istoria cu totul. Că cine noi? Păi noi numai de bine și să nu te pună dracu să zici ceva de rău, care de fapt nici măcar nu-i de rău, e pur și simplu obiectiv. Da lasă, că atâta trebuie cu patrioții de serviciu. Păi ai fost tu la Albaiulia, mă, ăsta, ai luptat tu cu arma în mână? Adevărul că nu, dar nici tu ăsta care ți la mine. Și culmea e că dacă ai avea curiozitatea să asculti poveștile unora direct implicați la momentul ăla, ai vedea că nu e totul așa roz cum ți-ai creat tu basmul în cap. Îți dai seama că respect faptul că atâta amar de oameni și-au pus viața la bătaie pentru țara asta. Eroi, total de acord. Cum s-au folosit liderii politici de eroismul lor? Aici am eu niște rezerve. Chestia e că și istoria din manuale e pusă pe foaie și aprobată de cine? De minister, de puterea politică, de cine conduce țara în momentul ăla. Și n-a fost dat la noi până în ziua de azi ca cineva afla la putere să nu folosească personalitățile și evenimentele astea simbolice în interesul imaginii proprii. Că dacă e rost de paradă, vrei să ieși în față, să te asocieze lumea cu ceva de bine ca să mai prinzi un mandat. Sentimentul național al omului de rând, patriotismul ăsta, vine natural în sufletul oricui. Că te simți atașat de locul unde te-ai născut, de limba și de semenii numai că se găsesc unii care să facă propaganda, pagu -și, pagubă și să mulgă. Numai că se mai găsesc unii care să facă propaganda, pagubă și să mai mulgă astfel de momente în funcție de interesul lor. Și de aici apar tulburări în societate. Oamenii care altfel ar avea interese comune și nimic de împărțit se trezesc în tabere opuse, în rezi de conducători ăștia însetați de putere și să facă averi. Îți vine să plângi, îți vine să smulgi părul din cap. Și te uiți acum la contemporanii noștri, tu ăsta care te uiți acum în gura mea, pe cine vezi prin casă, pe lângă tine, oamenii de pe stradă, eu, manualele școlare de pe care am învățat istoria țării astea în care trăim. De cine au fost făcute? O bună parte din populația țării a învățat istorie de pe manualele scrise de comuniști, că na, aia a fost. Asta aveai, altceva n -aveai de unde știi, atât aveai la îndemână. Apoi restul ăștia post-revoluție, printre care și eu, am învățat deja o altă istorie, dacă stai să te gândești. Altă perspectivă, dar și asta atinsă de grandomanie și totul făcut să pară eroic și excepțional. Părerea mea sinceră e că încă există loc de mult spirit critic în felul în care ne uităm la trecutul nostru ca popor. Să lăudăm cei de lăudat, nici să nu ne ferim să punctăm greșelile făcute. Doar să zici că ceva nu s-a întâmplat sau să-ți imaginezi că a fost altfel decât în realitate, asta nu ajută să evoluezi. Ba din potrivă. Înainte să ne mândrim, trebuie să ne acceptăm. Îmi asum eu deci încă o dată rolul de gică contra și mă pregătesc de proaie de ouă și roșii din public. O dezbatere sănătoasă are două tabere. Deci o să cam fiu eu astăzi trădătorul de neam de serviciu. Trebuie să o facă cineva și pe asta, că de eroi e plin. Am rămas în episodul precedent în pragul primului război mondial. Regatul României este într-o fază bună, dar problema agrară încă ne mulțumește care încă are proaspăt în memorie măcelul din 1907. Parlamentarii se fac că muncesc la găsirea unei soluții de-i trec toate apele. Dar uite câte războaie sunt și e greu să-ți păstrezi concentrarea. Între 1912-13, popoarele din Balcan se bat cu otomanii, apoi după ce îi înving se bat între ele, iar aici guvernul român găsește potrivit să intervină alături de greci și sârbi împotriva bulgarilor. Când totul se putea rezuma la un arbitraj elegant al duelului, românii, care se crede acum atari, fac exact ce ne făcuseră și nouă alții atâtea sute și sute de ani. Ia o bucată din teritoriul vecinilor de la Sud, Zona mai fusese doar episodic sub autoritatea noastră, iar populația românească de aici era minoritară. Deci prea puține motive care să susțină mișcarea asta. S-a luat teritoriul doar pentru că se putea, nu că ne era necesar. Și ne a făcut dușmani pe bulgari cam gratuit. Și uite că ne trezim în 1914. Europa, deja încordată, avea nevoie doar de un brânci ca să explodeze. Germania, tot mai dominantă pe continent, era aliată cu Austro-Ungaria într-un bloc numit Puterile Centrale pentru că uitați-vă pe hartă de ce. Sateliții Alianței Estea, Italia și România. România care se în 1883 acest acord rămas secret în țară, păstrat sub cheie de regele Carol și despre care mai știau doar diplomații importanți. Era bun inițial că ne proteja de amenințarea rușilor, dar în pragul războiului mondial datele probleme erau o leacă schimbate. Tot cu nemții se dau și Turcia și Bulgaria. De partea cealaltă a tablei de șah stau Franța și Marea Britanie, acum prietene, și cu steluță Rusia, luată în echipă mai mult de nevoie decât de drag. Se mai bagă în ciorbă și Japonia, care pe baza alianței cu englezii invadează China, în care erau poziții germane, nu că era vreo amenințare, dar au japonezii acum a pretext să-și crească ei cota de piață. N-am timp să mai vorbesc și despre asta. Plus Serbia, Belgia, Portugalia și Grecia, amestecate în război mai devreme sau mai târziu pe bază de alianțe sau în funcție de interese. Și ceva mai târziu Statele Unite, care așteaptă ca o prințesă să se roage toată lumea de ea ca să pună capăt ciomângelii. Fitilul care aprinde toată treaba este asasinarea principelui moștenitor al Austro-Ungariei la Sarajevo de către un naționalist sârb. Povestea se cam știe. Pe scurt, Bosnia, partea Imperiului Dualist, este revendicată de sârbi și normal că ce argument mai puternic poți găsi Decât un asasinat. Da. Și de aici se propagă imediat în de alianțe. Austriecii le dau un ultimatum destul de dur sârbilor, care normal ei ca nație per total n-aveau de ce să fie răspunzători pentru acțiunea unui extremist. Dar chiar și așa, Serbia acceptă majoritatea clauzelor. Fără alea care amenințau suveranitatea tânărului lor stat, știindu-se și aliați cu Rusia, care îi asigurase că se bagă pentru ei în caz de ceva. Kaiserul German este prins la mijloc între aliații austro și Imperiul lui țarul rus Nicolai, dar nu ies negocierile și e nevoit să replice prin mobilizarea armatei. Franța se simte acum și amenințată, face la fel și uite așa o înlănțuire nefericită de situații în care, pentru a câta oară, proasta comunicare și mândria au jucat rolurile cele mai importante, duce la începerea celui mai mare război văzut până atunci. La noi, a doua zi după izbucnirea războiului, regele Carol își adună guvernul și un consiliu de coroană, îi zice, adică oamenii pe care ai răbdare să-i asculți atunci când e cu adevărat treaba serioasă, că nu mai era timp să-și dea toată lumea cu părerea, deschide seiful, deschide, deschide seiful, scoate tratatul și le arată că Bă, băieți, noi cu austrieci și cu nemții s-a bătut cam e. Primul ministru Ionel Brătianu zice că niciuna e tata, e, hai să votăm aici între noi. Și este că majoritatea aprobă neutralitatea României. Regele moare de necaz și de bătrânețe câteva săptămâni mai târziu, iar succesorul este fiul lui adoptiv, nepot de frate, Ferdinand I. Ca și Carol, Ferdinand crescuse în Germania și a venit în România la vârstă matură, dar trăia deja de vreo 25 de ani aici când îi vine rândul la tron. Soția lui, regina Maria, era și ea conectată bine la rețeaua monarhică din Europa. Pe tată, nepoata reginei Victoria Angliei și pe mamă, nepoata lui Alexandru al II-lea al Rusiei. Îți dai seama câți bani au primit ăștia la nuntă? Noul rege, oricât de neamț la rădăcină, acceptă că pentru România este mai oportun să intre de partea Antantei. Guvernul român încheie un tratat cu francezii, englezii și rușii, în care cerem și ni se promit Transilvania, Banatul și Bucovina. Iar în august 1916 intrăm în război. În parlament și în ziare toată lumea era pregătită. Armata mai puțin. Trupele cam slab dotate, de aprovizionare se ocupau niște firme mai fantomă deschise pe numele soțiilor unor prieteni de ai ministrilor sau ceva de genul ăsta și în general, situația era sub control mai mult în birourile oficialilor decât pe teren. Din alea că da să trăiți cum, noi să nu fim pregătiți, da cum se poate. Vale, du-te repede și împarte armele la soldați până vine regele în inspecție. Pentru început din elan și luându și adversarii pe nepregătite, românii intră destul de mult în Transilvania. Asta până se repliază nemții care pe de o parte dinspre Carpați, iar pe de cealaltă dinspre sud, alături de bulgari, ocupă mai toată Muntenia până la sfârșitul anului. Statul român cu parlament, guvern, funcționari și destulă populație din sud se înghesuie acum în Moldova. Trei sferturi din teritoriul României este acum sub dinamic. Se adună destule probleme și elora cu gura mare înainte de război că război băgăm război. Încep să le cantreu chiloții, Și pe bună dreptate, se hotărăște ca tezaurul să fie trimis pentru mai multă siguranță la Moscova și se cere insistent ajutorul aliaților. Aliați care nu atacaseră pe frontul de sud ca să distragă atenția nemților, așa cum era înțelegerea, aprovizionarea venea și ea greu prin Rusia, iar în februarie 1917 țarul este răsturnat de poporul nemulțumit pentru implicarea într-un război care nu e al lor, deci frontul de Est se cam șubrezește. Peste toate astea, concentrarea mare de populație și lipsa de adăpost, mâncare și asistență medicală duc la o epidemie de tifos care răpune circa 300.000 de, de suflete. Partea bună, dacă poți să zici așa, e că frigul și zăpezile paralizează înaintarea inamicului și, între timp, românii primesc ajutorul francezilor care dau militaria jos din pod. Pe bune. Armata română este pusă la instrucție de generalul Henri Bertlot, a cărui prima observație când vede starea trupelor e că sunt, citez, admirabil de dezorganizați. Iese oameni din ei, soldați care vor face față cu mari sacrificii în vara lui 1917 la Mărășești. Mărăști și Oituz. Conduși de generalii Alexandru Averescu, Eremia Grigorescu și Constantin Cristescu. Adevărul e că mulți dintre oșteni erau țărani la origine, iar regele le fluturase pe la nas promisiunea că odată câștigat războiul, se sparg moșiile și pământ la toată lumea. Rezistă românii pentru moment, dar odată cu ieșirea Rusiei din război, în iarna acelui așa, situația se împute rău de tot. Acolo are loc o nouă revoluție, de data asta decisivă. Guvernul provizoriu instalat după ce fusese înlăturat țarul este dat cu craci în sus de comuniștii conduși de Lenin, care avea el un proiect pentru o lume nouă în care toată lumea să fie fericită. I-a ieșit. Tovară și bagă anarhia și în rândul armatei, care începe să se dezintegreze. Soldații ruși o iau cranga prin Moldova și Basarabia, jefuiesc și violează în drumul spre patria mamă, acolo unde începe un război civil între comuniști și regaliști. Știm cu toții cine a vins. Trupe românești trec în Basarabia să apere civilii în fața tovarășilor soldați. Harașo marș acasă. Motiv pentru moștul Vladimir Ilici să se oftice pe noi și să confiște tezaurul pe care nici până azi nu l-am mai văzut înapoi. La pedepsi soarta destul cu trei atacuri cerebrale și a dat colțul în 24. Dar răul era deja făcut. Nu și dacă îl întrebi pe Putin. Conducătorii români se văd părăsiți în momentul ăsta, iar soluția aleasă este să cadă la pace cu puterile centrale. România capitulează. Pacea de la București din 7 mai 1918 are niște condiții extrem de dure. Se iau niște teritorii, iar economia este practic cedată nemților și austro-ungarilor. Regele Ferdinand nu aprobă pacea, nici aliații României, însă Parlamentul are puterea și majoritatea votează pentru. La câteva săptămâni după, cu ajutorul Statelor Unite, aliații noștri pornesc ofensiva dinspre vest și sud, iar cele două mari imperii, german și austro capitulează în noiembrie 1918. 1918. Puțin înainte de sfârșitul războiului, cu francezii înaintând dinspre sud, românii pun iar mâna pe arme, dar asta nu mai spală impresia renunțării de mai devreme. Încă o dată, oamenii noștri politici s-au cam hazardat să ia decizii. Sârbii, de exemplu, au avut întreg teritoriul ocupat încă din 1915 și tot nu au semnat pace, ci și-au retras armata la vecini de unde au continuat lupta alături de aliați. Dacă te uiți deci la prestația per total a României în primul război mondial, arată cam nasol. Armata capitulează, teritoriul mai tot ocupat, economia și populația într-o stare praf. Cu toate astea, am trezit la sfârșitul războiului la tratativele de pace de partea bună, cum necum. Am fost aia calificați de pe locul 3 în grupă la egalitate de puncte și cu gol și mai bun. Și am mai și primit premiu. Ca așa se întâmplă de toate teritoriile cerute și peste sunt acum la liber. Placa pusă de român la negocierile de pace de la Paris din 1912-1919. Placa pusă de român la negocierile de pace de la Paris din 1919-20 și e că noi am vrut, dar nu s-a putut, că nici voi nu v-ați respectat promisiunile, că ce era să facem? Să îndurați o lea, că asta era să faceți, zic al de Franța și Anglia. Că de asta se cheamă alianță, nu dai de greu și îți picioarele. În fine, se aprobă până la urmă revendicările, dar mai cu strâmba din nas așa. Chestia e că atât rușii cu sovietele lor, cât și occidentalii plusează măcar pe foaie pe principiul autodeterminării popoarelor. În sensul că fiecare popor putea hotărî teoretic ce se întâmplă cu el de acum încolo. Numai că asta trebuia să convină și învingătorilor, deci nu era chiar așa rost cum sună. Spuneam că Rusia se dezintegrează. Basarabenii rămași de capul lor, nici nu prea știu ce vor, dacă să fie independenți sau să se unească cu regatul român. Cât stau să dezbată democratic problema și de de teamă că Ucraina voia și ea să-i anexeze, românii îi convinc, cam cu jab, ca dacă e să fim sinceri, să voteze pentru unire. Cu Bucovina, rămasă și ea satelit după fărmințarea Imperiului Austro-Ungar, se întâmplă cel puțin la fel. Tot așa revendicată din două părți și românii forțează mâna bucovinenilor să se bage la unire. Adică din punctul de vedere al teritoriului, da, că vechea Moldovă, că bla bla, dar dacă tot zici autodeterminare, decizie democratică, păi întreabă mă pe oameni. Așa că dreptul istoric, că pământul bunicul vezi, frate de viață. Dar cum era parte de nord a Bucovinei, de exemplu, că aproape niciun picior de român pe acolo. Mai stârnește acum. Dacă ești minoritate, cereți drepturile, dar lasă-i pe oameni să trăiască unde vor, dacă asta vor. Faci și tu acum exact cum ți-au făcut și ții alții. Și apoi ne batem noi cu pumnul în piept că suntem noi buni și democratici. Să fim serioși. În fine, Ungaria se desprinde și ea de imperiu și încheie pace separată cu aliații. Românii iau deocamdată o bucătoaică din Ardeal până pe linia Arad, Alba Iulia, Târgu Mureș și tot mai sus. Se formează un comitet care coordonează mișcarea din Transilvania. Soldații întorși de pe front care luptaseră pentru Imperiul Austro-Ungar sunt adunați într-o armată de leana, care să controleze situația în teritoriu, asta în timp ce guvernul maghiar de la Budapesta este neobișnuit de deschis la dialog. La manetă pentru ai noștri este Iuliu Maniu, trimis ca reprezentant la Viena să negocieze drepturile românilor. Se consultă între ei și trimit un ultimatum către unguri să-și strângă ficusul și poza cu familia și să facă loc în birourile din toată Transilvania. Ăștia, ca în telenovelele alea ieftine, că vă dăm tot ce vreți, orice, dar nu independența. Românii nu și nu. Proclamă independența și unirea cu România pe 1 decembrie 1918. De unde și ziua națională, ca să vezi. Acum, când văd că treaba merge din rău în mai rău pentru ei, ungurii fac loc unui guvern sovietic condus de Bela Kun, că extremismul trebuie să fie soluția. Un atac al tovarășilor îi provoacă pe români să răspundă cu o contraofensivă. Armata română nu se oprește până în Budapesta, ocupă capitala în august 1919 și instaurează pentru câteva luni un regim de ocupație care îi pune pe fugă pe comuniști. Cu plăcere. Una peste alta iese bine, din punctul nostru de vedere. Normal mi se pare să iasă destul de bine pentru toată lumea, să fie toți mulțumiți, ca să nu mai aibă de unde să răsară noi certuri, dar la ora aia nu asta era conceptul. Bine, nici acum, să fim serioși. În anii 1919 20 se semnează tratate separate în funcție de părțile care erau implicate pentru alipirea Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei și Cadrilaterului și așa va rămâne România Mare până la următorul război mondial. Mergea mai lung episodul, dar atâta timp am. O să fie pe YouTube ceva mai amplu, să mă căutați acolo. În rest, dacă tot așa n-aveți ceva mai bun de făcut la ora asta, ne vedem duminica viitoare să vă mai spun câte ceva. Seară faină!